Bună dimineața, Adriana! Bună dimineața! Tare, mi-a plăcut e-mailul pe care l-ai trimis și în care ai promis că ne ajuți cu tot felul de situații în care copiii se încăpățânează să nu vrea să facă lucruri pe care trebuie să le facă. Da, exact. Și pe care noi avem nevoie să le facă, mai ales când suntem în contratim. Mm-hmm. Te referi la spălat pe dinți, la îmbrăcat. Mm-hmm. Da, spălat pe cap, nu știu, mersul la cumpărături, că și acolo sunt o mulțime de situații. Și tot felul de astfel de experiențe care, la un moment dat, îi conduc pe copii să refuze să le facă, din diferite motive. Uneori nu doresc să coopereze, alteori le este teamă, spre exemplu, le este teamă să se tundă, și atunci avem nevoie de un joculeț care să-i ajute, sau două joculețe, sau trei joculețe care să-i ajute să depășească situațiile respective. Cu ce începem? Eu astăzi m-am gândit să începem cu îmbrăcatul de dimineață. Oh, perfect. Okay. Și aș fi curioasă să-mi spuneți voi dacă ați întâmpinat măcar o dată o situație în care copilul sau copiii voștri n-au vrut să se îmbrace dimineața. Nu, niciodată, Adriana, dar niciodată. Uite, și copilul Marius și copilul meu sar din pat și abia așteaptă să se îmbrace, să se spele pe dinți. În visele noastre, pe urmă ne trezim și simțim sigur, realitatea e alta. Ai mei se culcă îmbrăcați direct. Sunt mai eficient, să știi. Ok, atunci, pentru că știu că orice părinte s-a confruntat măcar o dată cu astfel de situații, am pregătit două joculețe interesante care îl ajută pe copil să se conecteze, pentru că e de fapt asta caută dimineața, să se conecteze într-un fel cu părintele. Pentru că suntem tot timpul pe fugă și vrem să facă lucrurile cât mai repede, dar uităm și de partea aceasta emoțională a lor. Da. Ok. Și iată jocurile pe care le-am pregătit. Primul joc se numește Îmbrăcatul greșit. Este foarte simplu de făcut. Important este ca noi să intrăm în zona aceea jucăușa noastră și să îl ajutăm pe copil să se îmbrace corect. Dar numai că noi am uitat cum se îmbracă corect. Mm. Atunci tatăl sau mama se preface că nu știe să-l îmbrace. Și pune șosetele în mâini, pantalonii pe cap, colul în picioare și uite așa am uitat cum trebuie să ne luăm lucrurile. Da, simpatică ideea. Mm-hmm. Copilul ne va corecta. Da, copilul va corecta, mm-hmm. va încerca să se îmbrace singur sau să vă arate cum trebuie mm-hmm. să se îmbrace, să nu-și pună chilosul pe cap. Da? Și atunci, mm-hmm. detenționați momentul acela de dimineață, mult mai ușor decât dacă începe să țipați la el și poate să se ajungă chiar la o criză de furie sau la plâng, cum se întâmplă de cele mai multe ori. Perfect. S-a notat. Îmi place jocul tău. Iar al doilea joc, jocul acesta eu îl folosesc tot timpul cu copii, indiferent de context, indiferent ce am rugămintea de la ei să facă și funcționează foarte bine. Jocul se numește jocul cu magia. E foarte, foarte simplu. Ai nevoie să iei o carte dacă ești cineva lângă o bibliotecă, dacă nu pur și simplu citești din palmă, te prefaci că e o carte de magie în mână. Îi spui copilului că o să-i face o magie, să facă lucrul pe care îi cere. Îi spui și o vrajă, dar cu cus focus, statul, locul, dacă vrei să stea locului, și îi spui să-l transport într-o piatră sau într-o înghețată, sau că în momentul respectiv o să nu o să-și mai dorească să stea pe telefon, orice variantă este fezabilă. Și atunci copilul va începe să râdă și va face lucrurile pe care îi le cere magia respectivă, nu părintele. Excelent, asta vreau să încerc și eu cu Marius. Să-i fac vrăji. Să-mi spui cum a funcționat. Bine, frumos. Deja m-ai vrăjit, mă, ce să mai faci? Trebuie dezvrăjire. Așa facem, excelentă și ideea asta și e ușor de aplicat. O avem la îndemână oriunde am fi. Frumos. Mhm. Bun, cam atât am avut pregătit pentru astăzi și o să revin săptămâna viitoare cu altă situație dificilă întâmpinată cu copilul și ce jocuri putem să folosim atunci. Mulțumim frumos, Adriana, să ai o zi minunată. Mulțumim. Și ne auzim luna viitoare. Da,